Mamă, ce frumos! Bună, cameră! Te rog să o chemi în camera roșie pe Julie. Mulțumesc! Mamă, și lumânare! Te rog, mulțumesc! Julie, ești chemat în camera? Julie! Ai scăpat? Sau nu? Sau nu? Sau mă cheamă Patrick? Cadou! Ce anume? Mai ratează o cadou. Sau poate mai are una, aia, după... Da! E la urechi. Din nouă. Uite, amândouă am zis că mai bine să n-avem camere roșii și una chiar o să rămână, sau poate chiar amândouă. Dacă Julia am înțeles răspunsul Juliei, tu... Nu știu, nu mă simt, nu sunt într-o stare bună și nu mă simt, cum să zic eu, și mine ce chem? Ca și cum să sărbătoresc asta. Bună, Juli. Bună. Ce faci din nou? Bună din nou. Bine fac, tu ce faci? Am zis să vorbesc un pic cu tine. Uite, ți-am adus o tortă. Mulțumesc, am mâncat deja destule dulciuri, dar îți mulțumesc. Ce faci, cum ești? Bine. Am zis să discut un pic cu tine, că nu am apucat să vorbesc cu tine și... Să văd cum ești. Vrei să-mi povestești ceva despre tine? Da, am 33 de ani. Încep eu acum ca la prezentare. Am 33 de ani, sunt din Brașov. Am fost animator sportiv, adică am dansat fitness, am făcut aerobic, zumba, așa. Bachata, kizomba? Da. Astea nu, că zumba și kizomba sunt diferite. Știu, dar toate astea legate la un loc. Sunt un băiat sensibil, emotiv. Nu știu dacă ai văzut, da, ai observat. Am observat. Da? Și aș dori să-mi găsesc pe cineva. Nu știu. Tu ce faci? Cum ești? Cum e cu fetele? Am văzut că e... Bine. Da? Încerc să mă acomodez. Pentru toți a fost un pic mai greu la început. La început, da, cred. Spontană ești? Nu știu, adică faci spontană? Lucruri. Spontană? Da. Da, sunt foarte spontană, doar că mi-este puțin greu să mă exprim, având în vedere că am plecat la vârsta de 10 ani. Înțelegi? Ok, ok. Și atunci, dacă nu vine un cuvânt, stau și mă gândesc. Nu e nicio problemă, am înțeles. Mai zi-mi un pic despre tine, cum... Ce să-ți spun? Da, îmi place să dansez. Dansez bine bachata? Eu zic că da. N-am mai dansat de ceva timp, de când... Poate, dacă se poate, să ne pună o bachata. Aici? În cameră? Nu se poate. Nu știu, nu știu. Dar o să avem ocazia, când vii tu la noi sau vin eu la tine, dacă vrei să... Sper să ne mai cunoaștem, nu știu, dacă dorești, dacă... Aici să mai interacționăm. Am înțeles că ai pus ochii pe Robert, pe Patrick. Eu n-am pus ochii pe nimeni. Am spus doar că îmi place caracterial mult Robert. Da, îmi place de Robert. Ce cald e aici. Da, e foarte bine, foarte bine. Băiat ok. Și să zic că dacă vorbesc de un bărbat care el te place și tu poate nu îl place așa de mult. Și determinat în a te cunoaște, a lupta pentru tine, îi oferă ocazia. El poate să lupte. Iar apoi... Adică dacă el luptă, s-ar putea. Ok. Cine știe? Adică nu spui nu din prima. Dar eu cred că dau de înțeles cuiva dacă aș vrea să... Să vă cunoașteți mai bine. Da. Dar se poate și ca eu să nu observ probabil cineva care i-am atras atenția și să... Exact, exact. Și sunt anumite... Niciodată nu se știe. Și la caracter și la... Adică poți observi în altă parte ceva frumos la acel om. Și tu mi-ai spus chestia asta. Am adică, spus, da. Da, am spus. De asta te-am și întrebat. Să fiu sigur de chestia. Scuze-mă, transpir, mi-e foarte cald aici, nu știu. Poate și din cauza ta. Da, dar totuși am spus că nu este important ca fizic să mă atragă ceva la un om, dar totuși caracterial sau ceva... Înțeleg. Da. Înțeleg. Mulțumesc. Să mulțumiți asta, dacă vrei să o iei. Dacă okay. Nu... Mulțumesc bine, mult. Bine, Julie. Te pup și mi-a părut bine. Ai grijă să te acomodezi, da? Mulțumesc repede. Mult. Eu îți mulțumesc. Mulțumesc. Te pup, Julie. Dar eu nu am vrut să te atac. Eu n-am vrut să te atac. Așa ai simțit-o. Mă crezi? Dar nu știu de ce ai simțit asta. Pentru că deja eram într-o discuție mai aprinsă cu Robi și ai venit și tu și am simțit că o iei apărat și așa. Ți se pare că eu am atacat pe cineva până în prezent? Eu am spus asta datorită...
Cu ce te-am atacat? Într-un mod drăguț, așa, bă, pistolet, dar nu o să-i atac, da, da. Da, nu e atac. Micuț. Atac e altceva, da. Uite, eu am zis asta datorită faptului că tu ai zis că Robi a dat like la Alina și mi s-a părut foarte interesant că tu te-ai uitat la pauzele ei și ai controlat dacă a dat like Robi sau poate că ți-a apărut fix numele lui și alții. Da, bravo. Da, 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 păi așa ți apare. Nu, nu că dacă m-aș fi uitat fi, eu, da, atenția, eu vreau să explic cumva like-ului. Dacă acum de când e el în cunoaștere, Robi ar fi dat like Alinei la o poză de jos, da, poate fi interpretabil și o poți percepe. Păi da, dar nu a dat acum, a dat atunci. N-a dat-o. Păi da, eu... mie nu mi apare când, știi? Și uite, mie mi se legă niște chestii în cap, că acum s-a dus și a spus ieri la teria. Și concluzia cu casa fetelor că s-a dus Robi și a fost întrebat de situația cu Ștefania și cu Cosmin și a zis că nu crede în Ștefania și nu crede nici în Ștefan, cumva pentru el e nașpa că el nu se aștepta la tine ca tu să-i faci reclama asta fiind apropiat, nu prieten, că prietenii m-au spus. Dar ce reclamă, frate? Apropiat, n-a făcut reclamă la nimeni. Tu cumva știind că ea este îndreptată către el, tu cumva îi dai ei nesiguranța în el? Nu, 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 are foarte mare încredere în mine. Are încredere, spus. Dacă e dar, ea dacă nu era, dacă nu era, da. Eu am încercat foarte, mi-a fost foarte greu să o fac să aibă încredere în mine. Bă, e extrem de greu, pentru că ai văzut, e o fată care e închisă în ea și... Mi-e greu și mie, știi? Și oricum mi se pare iurea din partea ei să zică că ea n-a vrut să mă cunoască, că nu știu ce când... Nu, nu, dar a spus, a întrebat-o puțin. Și Patrick. Patrick când a întrebat-o ce da. Eu ți-am spus chestia. Hai să-ți place Robi și a zis, da, îmi place Robi. Vreau să-l cunosc. Vreau să-l cunosc. Adică, nu știu, a zis niște chestii, fra... Da. Din bun simț a zis că mă place și am stat vreo 3-4-5 zile pe aici și am tot ieșit și a venea în casă aici pentru mine și așa. Am da, da. Scurt. Nu e falsă. Bă, ce cald de acolo, frate. Băi, ești nebun la față. Băi, poate. Mie nu mi-a venit să cred, frate. Atât. Păi și cui l-a spus adevărul? Poate la momentul ăla aveți interes. Poate v-a spus adevărul, nu mi-e rog. Adevărul tuturor. Eu, că nu văd. Mai vine cu ceva. Are un șervețel. Da? Ia, eu am mai multe șervețele. Nu mai are ceva pe șervețel, are o tută dulce. Ne, avem și noi. Avem. Cum a fost? Asta a fost Patrick. Nu. Nu pot să vă spun. Când nu știa, nu cred că avea cadou sau chestii. Bine, am vorbit. Despre te-am cântat. Ți-a plăcut mai mult? Vorbirea cu ea. Nu, a fost la... În ce sens? Dacă m-a încântat? Adică dacă te-ai simțit dacă bine, dacă îți place, ai repeta experiența? Da, de ce nu? Adică nu... Dar dintre prima cameră și asta, care ți-a plăcut mai mult? Prima. Na, da. A fost Robert. Și acum a fost Laurențiu. Și acum a fost Laurențiu. Nu am avut nimic cu tine și nu am niciodată nimic cu tine. Puteam să stau aici între voi, să zic, nu vreau. Tu, Laurențiu? Băi, jembu. Aoleu. Puteam să stau aici dacă eram, cum zici tu, șarpe și așa. Nu vreau, frate, să vorbești cu Alina. Stau aici să văd de ce dacă eu vorbesc. Hai, și cred că nu ți-am dat niciodată impresia că aș fi șarpe. Mergi în mâini, mergi în mâini. Nici măcar prin chestia asta, că i-am zis, mi se pare că Ștefan... Bă, frate, nu, ia-o mă, logi, mă, te duci și vorbești... Da, mă, ai dreptate, așa e. Păi, vrei să minți? Păi n-a reacționat. Păi n-am avut asta la chef, e părerea lui, până la urmă, pe mine nu mă e părerea lui, dar... A început să vorbească. Eu, la tine, Ștefania, practic... Cumva știe că o să vină spre tine. Pentru că ea ți-a exprimat foarte mult chestia asta, că îi place, că îi place, că îi place. Okay. Uite, la mine a trebuit să nu să mă chinui, cât să îi dau încrederea pe care ea și-o dorește față de mine. Și la mine au fost câțiva pași. Mulțumesc, Lenu. Apreciez și vă pup. Mulțumesc din suflet. Chiar vă iubesc pe toți. Că te duci la o femeie de care îmi place mie și spui că eu nu-l simt pe ăsta, că îi place de tine? Ok, și ea dacă simte că... We are the champion! Ea dacă simte că te place și tu o place, ce vorbim are? Poate să vină orice. Da, dar trebuia, ce trebuia, să o las așa și să mă zic niciodată? Știi, se dă pe TV și mă întreabă lumea, dar de ce nu ai vorbit cu el? Eu mă bucur că ai întrebat, dar ai întrebat prea așa, ai venit prea așa, prea... Citit? Am, ți-am zis, vrei să o fac pe aia Bogdan? Bă, pe om la geologică de aia vii. Mă deranjează foarte tare. Ce să mai... Mă, dacă o spuneam Marius, mai înțelegeam că ăsta a venit de o săptămână și... După aia o dai pe aia cu like, că am dat like cu subînțeles, auzi. Da, acum ai dat like sau... Dar ce nești, fra? Eu i-am explicat acum două zile, i-am dat inimioară la story lui Bianca, fra. Ce înseamnă că mă dau, că vreau să mă dau la ea? Am interesul meu față de Alina e zero, minus zero. Știu, te ghiciți. Minus zero, eu nici nu mă uit la ea că mă duc la... Vă dau. În față, în casa fetelor. Vreți să vă dau trei indicii? Da. Nu știu, n-are sens. Poate ce fain miros. N-are sens să mai discutăm.
Du-te, mă. Dacă e bine, îi place. Nu, mă, nu vreau, mă. Am mâncat dulce. Opa. Bale, stai în două. E rău. Vreau în parcul acum, că ne-am încălzit amândoi, știu ce. Bă, eu nu pot să mă cer și... Eu când am vrut să văd, am și spus de la început, eu mă cer cu un suflet. Dar la sfârșit, tot același sunt. Eu nu vreau să mă cer cu nimeni, frate. N-am, eu n-am treabă, nu. Dar, nu știu, nu... M-a acuz pe nedrept, la modul că mi-ai zis că cumva aș încerca să mă dau la Alina și eu chiar nu am niciun interes. Dintre toți. Ascuns, crede-mă, nici măcar nu, nu am. Wow, ce drăguț, ce frumos. Cameră, doresc să vină Larisa. Mit, flori, ah! Du-te, Larisa! Zic cum mă cheamă pe mine. Da? A fost inclus. Mai și am înțeles eu că a fost acolo patru. Aolo. Nu. Nu, am fost inversa, poate tocmai de-aia au făcut așa că... Oh. Eu asta i-am zis Laurent, acum... Tu te-ai chemat. Nu pot să-ți spun. I-am zis acum la Risa că mă așteptam să o cheme Patrick și să ia și... Julia. După da, zâmbet, da. Tu? Tu? Da. Dar cine crede?